Dumnezeu, dragii mei, succes românesc la Opera Regală din Londra. Simona Mihai a studiat la Școala de Muzică din Unipati din București, sub îndrumarea profesoarei Cristina Măgureanu. Cristina Măgureanu, care a fost, mi se pare, studenta Artei Florescu, din câte mi-aduc eu aminte. O mare, mare, mare cântăreață de opera noastră. Îmi pare rău că a fost uitată, a fost uitată cam tare. Iar între anii 1997-1999, la Academia de Muzică din București, cu profesoara Maria Hurduc. În septembrie 1999 a primit cea mai importantă bursă, bursa King Elizabeth, Regina Elisabeta, la Colegiul Royal de Muzică, unde a studiat sub îndrumarea profesoarei, cum se spune, Kathleen Livington. Ei, și de aici încolo, concertele sale sau diversele apariții la evenimente renumite au făcut-o cunoscută pe Simona Mihai în întreaga lume, din România până în Croația, Ungaria, Japonia, Elveția, Germania, Suedia, Polonia, Grecia, Italia, Chile, Taiwan, Belgia, Israel, Rusia. Și așa mai departe, stimați telespectatori, această doamnă locuiește la Londra, este recunoscută în străinătate și noi în România, poate unii dintre noi nici n-am auzit nimic despre ea. Acum o săptămână ați văzut-o pe mama domniei sale, pe doamna Sabina Ivașcu, și ea un artist desăvârșit, scriitoare, artist plastic. Bună seara, Simona! Bine ai venit la noi pe Calea Undelor! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu tot dragul, Simona, și mă uitam așa pe CV-ul tău, care este imens, și mă gândeam, oare de ce cei de aici din București, dar cei de aici din România, de la București, unde se fierbe supa, n-au invitat-o pe Simona la un interviu, n-au invitat-o să cânte pe scena operei sau în alt, pe alte scene? E un semn de întrebare, mie îmi pare foarte rău că se întâmplă lucrurile astea. Am făcut cadou o valoare artistică lumii întregi, oricum tu ești a lumii întregi, dar mi-ar fi plăcut să stai aici. Am cântat de câteva ori, nu, am cântat de câteva ori, am fost invitată la Festivalul Enescu. Așa. Și a fost minunat. O dată sau de două ori, cred că am participat și a fost nemaipomenit. Dar nu ți-a făcut nimic. Nu a fost să fie. Totul este, se întâmplă în timpul în care trebuie să se întâmple. Deci și tu ești de părerea asta, că, domnule, ce ne e dat în frunte ne e scris, nu? Total. Simona, hai să o luăm puțin de-a capul. Deci tu ești născută în București, când ai început să studiezi muzică și când ți-ai dat seama că ai talent pentru muzică? Muzica, eu am crescut cu muzica de când m-am născut în familie, toată lumea iubea muzica. Dacă îmi permiți, fac o întrerupere, iartă-mă. Știu că ești rudă cu maestru Liviu Comes, Dumnezeu să-l odihnească, un compozitor renumit. Eu i-am cântat cu orchestra mea de copii o piesă, au luat locul doi pe țară în urmă cu mulți ani. Am și un interviu cu Liviu Comes, deci ai tradiție în familie și acum te las pe tine să vorbești. Da, așa este, tradiția în familie a fost de când mă știu. Eu am crescut cu muzică și cu arta în jurul meu, pentru că așa se face familia mea, mama care este artistă, pictoriță, pe vremea aceea, nu știu de ce spun pe vremea aceea, dar a fost un anumit timp în care toți artiștii erau împreună și se cunoșteau în România. Pictorii, cei care erau la teatru, toți erau într-un grup și într-un fel se știau. Nu știu dacă și acum mai este la fel, dar... Nu mai este la fel. Nu mai este la fel. Cred că când eram eu mică, părinții mei și familia mea aveau prieteni în toate categoriile artei. Și deci am fost înconjurată de artă, de mică. Păi sigur că da, educația artistică se face de mic copil și ai un copil care studiază vioară, de la ce vârstă l-ai dat să facă vioară? Și soțul tău e violonist, da? De la ce vârstă l-ai dat pe băiețel să facă vioară? A început la 5 ani. La 5 ani. Și vrei să-i faci o cultură muzicală, chiar dacă nu o să facă... Sigur, sigur, sigur. Ajută atât de mult. Se poate viață fără cultură muzicală? Viața adevărată?
mă refer cultură muzicală. Probabil că e posibil, dar nu va fi foarte bogată viața respectivă. Așa este. Așa. Ce a însemnat? Când ai fost, dacă ți-aduci aminte, prima dată la un concert la Ateneu, de exemplu? Da, m-aduc aminte, am fost la operă. La operă? Trei de mică și am văzut Motanul Încălțat. Așa. Tatăl meu am fost. Și a fost nemaipomenit, mi-a plăcut foarte mult, dar nu a început de mică iubirea și dragostea pentru cânt. Pentru mine totul a început în anii de liceu. Eu am cântat în cor de la 14 ani, am impresia, 12 ani, la 12 ani am început corul de copii radio, am fost membră. Cine dirija atunci? Domnul Vanica sau cine Doamna era? Doamna Băgărescu. Doamna Băgărescu, dacă domnul Vanica murise, mi se pare. Da, te rog. Dar pentru mine totul a început în liceu, în anii de liceu, în momentul în care am început să fiu încurajată. Cine te-a încurajat? Deci, încurajată de cei care sunt din artă, din breaslă. În special profesoara mea din liceu. Doamna Murgu. Doamna Cristina Măgureanu. Cristina Măgureanu. Și iată... A început în liceu. Au fost anii cei mai minunați. Cei mai frumoși. La liceul Lipati. La liceul Lipati, unde eram un grup... A fost un grup așa nemaipomenit, parcă era... Totul... Nu părea să fie școală. Deci era, nu știu cum să explic, pentru că n-am mai văzut, nu cred că există prin ce am trecut noi, grupul în care am, anii în care am fost eu. Totul era, în primul rând că eram toți într-o clasă și stăteam, ne făceam temele acolo, ne auzeam unii pe ceilalți, în timp ce fiecare avea ora lui de cânt. Toți eram un grup de 5-6 și ne vedeam de treabă, ne mai ascultam, ce mai cântă, ce mai învățăm, dar eram toți într-o clasă mică, într-o cameră, camera de canto. Așa ceva n-am mai văzut nicăieri și n-am mai auzit să se întâmple să ai un grup de licei care își fac temele și studiază în timp ce urmăresc o oră de cant. Și asta ne-a învățat să ne auzim unii pe ceilalți, să învățăm unii de la alții și să fim așa ca un fel de familie. Eu am făcut la liceu, pe vremea mea era liceu 1 și liceu 2. Tu erai la liceu 1, eram la Enescu, acum îi spune Enescu. Și vreau să-ți spun că ascultam pe la uși, eu am făcut vioară și când treceam pe lângă clasele, era Silvia Marcovici, era mai mică decât noi, și ascultam la ușă, cânta superb, în clasa 6-a cânta concertul de Tchaikovsky și ne ambiționam să studiem mult, era o activitate muzicală excepțională atunci, stăteam la Ateneu, dădeam 3 lei portarului să ne lase să intrăm în sală la toate concertele. Te rog, te-am întrerupt, da. Nu, așa este, dar eu așa ceva nu, este o idee nemaipomenită, la asta mă refer. Nu, aici când am venit în Anglia, fiecare avea lecția lui la ora respectivă și totul este separat. Dar prin ce am trecut, eu am impresia că totul a început la liceu, pentru că atât de mult ne inspiram unii de la ceilalți și ne încurajam, mergeam la concursuri, concursurile pe care eu le detest. De ce? De ce? De ce? Pentru că altceva era în liceu, totul era ca o joacă în liceu. Hai să mergem la concurs, era distracție, serios, ne pregăteam cât puteam de riguros, dar nu era, nu știu, animozitatea care există în ziua de azi. E ca o junglă. Cine... Dă mai tare cu pumnul. Da, cine... Da, din păcate. La curse de cai.
Da, e cam greu, trebuie să ai nervii foarte tari ca să reziști, știu, Așa e, știu, știu. Și uneori, din păcate, își fac loc pe trepte superioare persoane care n-ar trebui să fie pe trepte superioare. Astea sunt concursurile, asta e viața, asta este societatea. Spune-mi, te rog, Sabina, deci tu ai terminat la liceul 1, cum ai ajuns la liceul Edi Pati, cum ai ajuns tu să pleci din țară, știu că în urma unei descoperiri pe care a făcut-o cineva în legătură cu tine, te rog, te-a descoperit cineva, te rog să povestești. Da, eram la conservator, tocmai nici nu intrasem, de-abia intrasem în anul întâi, dar trebuie să spun încă o Te poveste rog. înainte de conservator care m-a făcut să mă decid să continui cu canto și a fost un concurs în Japonia. Am fost încurajată de un juriu internațional din care a făcut parte maestrul Dimitri Bashkirov, marele pianist, și alți critici de artă din Rusia și pianiști din Instrumentiști. Dacă îmi permiți un pic, vreau să le spun telespectatorilor că tu locuiești de mult în străinătate și vorbești engleză tot timpul. Și probabil că ți-e mai greu acum, te rog, da. Deci, Dimitri Bashkirov a fost cel care m-a încurajat și care mi-a dat premiul la acest concurs. Și acest concurs a fost foarte decisiv pentru mine. Mi-am dat seama că e ceva, trebuie să continui. Dacă acești oameni au încredere în mine și mă admiră, înseamnă că e ceva acolo și trebuie să continui. Și vreau să le spun telespectatorilor că acolo concursurile sunt pe cinstite, cum se spune. Adică nu s-a dus cu pile, nu a cunoscut. S-a dus o fetiță de 19 ani care s-a dus la un concurs. Fetița fiind de la noi din România. Ce ai cântat atunci, mai ții minte? Da, lidul di Forelle de Schubert, acesta a fost. Părintele Lidului, Schubert, da. Niște arii antice, am impresia, nu mai mi-aduc aminte exact, dar di Forelle știu, sigur. Și e impresionat pe toți cu vocea ta, da? Da. Bun. După acest succes imens pe care l-ai avut, pentru că este un succes imens, cum a continuat viața ta? Te rog să ne povestești. Deci, după acest concurs, mi-aduc aminte, eram la conservator, tocmai intrasem în anul întâi, dacă nu mă înșel, și am văzut, cineva mi-a dat o broșură cu un anunț că va fi un juriu din Anglia, nu știam, nu se specifica de unde. Niște specialiști din Anglia care vor să audiționeze cântăreți, dar nici nu scria pentru ce. În fine, cineva mi-a dat această broșură și mi-am spus de ce să nu mă duc. Dacă am fost în Japonia, nu mă duc aici la Nu, București. dar pe vremea aceea nici nu mă gândeam, nu mă interesa unde mergeam. Atâta timp cât puteam să fiu pe scenă și să cânt, nu, pur și simplu, nu. Normal că a fost o oportunitatea vieții mele, dar nu, pe vremea aceea și la vârsta respectivă, nu-mi dădeam seama. Și nu mă gândeam, a, ce va fi, cum va fi. Pur și simplu mergeam și cântam, pentru că așa am fost învățată din liceu. Aveai 19 ani, 20 de ani. Așa, mergi și cânti oriunde, orice, când poți păsa pe scenă, când poți să pășești pe scenă, mergi și cânti orice ar fi în fața ta și oriunde ar fi. Și s-a întâmplat că erau de la Covent Garden, doamna Helga Schmidt și Paul Finley, care au fost director de casting la Covent Garden, m-au ales. Am fost foarte
plăcut surprinsă, dar am știut că vreau să merg. Această operă era Lucio Silla de Mozart, era un turneu organizat de Uniunea Europeană, unde urma să cântăm în Irlanda, Anglia, Scoția, deci în toate teatrele de operă principale din Anglia, Danemarca. Deci era a fost un turneu. Și ai plecat de la conservator atunci? Da, m-am oprit totul, am mers direct în cușca cu lei. M-am aruncat în cușca cu lei, cum ar fi, pentru că nu erau de vârsta mea ceilalți artiști. Eu eram cea mai tânără, aveam 18 ani, 17-18 ani. Toți ceilalți erau artiști consacrați, ca să spun așa. Și deci am învățat enorm de mult, enorm de mult. Opera aceasta a fost regizată și de Brigitte Fassbender, o mezzosoprană foarte, foarte renumită. Și spune-mi, te rog, ai fost acolo, ai participat la acest turneu, ai făcut impresie excepțională. Mai departe ce a fost? Nu te-ai mai întors în țară, n-ai mai urmat cursurile conservatorului aici? Cum a mers mai departe viața ta din momentul acela? Din momentul acela mi s-a sugerat să continui studiile în Anglia și am mers la Colegiul Regal de Muzică, unde am din nou a trebuit să dau audiție ca să fiu acceptată. Mi s-a oferit bursa Regina Mamă și am început din nou de la început. Spun de la început pentru că eu deja fusesem, venisem la colegiu de pe scena de la Covent Garden, de pe toate teatrele din Anglia de unde fusesem și am început din nou de la anul întâi, deci anul întâi de studiu la colegiu. Și ai terminat conservatorul acolo, da? În Anglia. Bun, da. În timpul, că am văzut că ai un repertoriu foarte diversificat, de la preclasici, am văzut Monteverdi, Popea. Păi știi că Încoronarea Popeei este opera cu care s-a inaugurat teatrul de operă de la Veneția la 1600 și ceva, nu 680, nu mai țin minte exact când. Și chiar mă gândeam când am văzut aici că tu ai avut rolul Popeei și le spuneam copiilor, uite, în Italia primul teatru de operă a fost pe la 1600 și ceva, la noi în România în 1953 parcă. Apropo de cultură și de... Asta este viața, fiecare cu cei de Dumnezeu. Bun, am văzut că ai Puccini, Rossini, Verdi și așa mai departe. Deci un repertoriu foarte, foarte... Britten, deci de la Monteverdi la Britten, te rog. Da, sunt... Nu-mi place să fiu... Să intru într-o categorie și să rămân în acea categorie. Ai încercat toate variantele de repertoriu. Da, îmi place și opera bufă și dramaticul. Este bine să ai o paletă largă ca să poți să arăți toate nuanțele, tot ce poți să dai, da, ca artist pe linia asta, excepțional. Eu, stimatele spectatori, am ascultat lucrări, piese cântate de doamna Simona Mihai, are o voce excepțională, mi-au dat și lacrimile și îmi dau lacrimile pentru că mi-ar fi plăcut să rămân aici, la noi, în România și să se ducă să concerteze de aici, în România, adică să stea aici, să ducă, să dea concert, să vină cu premii și noi să o aplaudăm. Dar viața așa este, exact cum ai spus tu, fiecare cu destinul pe care îl de Dumnezeu. Spune-mi, ne întoarcem puțin la anii de studenție. Unde ai locuit în perioada cât ai fost studentă, Simona? În Anglia. În Anglia, în Anglia. Pe aici, la mama ta acasă, da. Deci am locuit într-un cămin. Căminul liceului. Căminul colegiului. Colegiului, da.
Și în primii ani am avut un ajutor enorm și de la Fundația Rațiu. Sunt extrem de recunoscătoare Fundației Rațiu pentru că m-au ajutat enorm. În primii ani a fost puțin mai greu și m-au ajutat enorm. A fost mai greu din ce punct de vedere? Sentimental? Ți era dor de mama? Ți era dor... Financiar. Când financiar, ești student, sigur. Când ești student, e mai greu. Sigur că da, era greu și nu ești dintr-o familie, ești dintr-o familie de artiști, de oameni, de oameni cu sentimente alese, banii sunt mai puțini în familiile astea, în schimb predomină spiritul care trebuie să predomine, de fapt, ar trebui să predomine peste tot. Eu știu că Sabina este așa de mândră de tine și este așa de tare dor de tine și de câte ori o întreb, o simt la telefon că îi se luminează fața, da? Și vrea să vină, dar uite nenorocirea asta de virus care ne ține prin case tare, tare ne împiedică de la multe lucruri pe care am vrea să le facem. Da? Avem noroc cu Skype și cu... Da, da. Pe vremea când eram eu la college, nu exista Skype. Trebuia să vorbim la telefon și pe vremea aceea era și foarte scump. Eu eram cu cartele, mama săraca dădea tot ce avea pe telefon ca să vorbească cu mine. Acum, măcar în ziua de azi, avem... Da, posibilitatea asta. Păi uite, eu care eram împotriva online-ului, nu știu de ce, pentru de fapt știu de ce. Pentru că am văzut și foarte multe lucruri urâte care sunt pe Facebook, pe... Dar dacă știi să triezi dintre ele lucrurile frumoase, într-adevăr, uite, spun că sunt foarte... Și eu sunt emoționată, nu numai tu, să știi acum. Pentru că, știi, ești chiar o surpriză imensă este pentru mine apariția ta pe postul nostru de televiziune și mi-ar plăcea ca și cei din București să te solicite și să... facă mai multe interviuri cu tine, să te invite să cânți aici, pentru că noi ne mândrim cu tine și de ce să se mândrească alții, să nu ne mândrească? Probabil că și ei se mândresc, dar de la depărtare, să vin aici, nu? Să vii aici. Bun, continuăm cu colegiul. Deci, a primii ani a fost mai greu. Te-a ajutat Fundația Rațiu și ai putut să o scoți la capăt din punct de vedere Fundația material. Și Bursa Regina Mamă. Și Bursa care... Regina Mamă. Dar tot nu ți ajungeau banii, pentru că erai foarte tânără, trebuiau o mulțime de lucruri, ca unei fete de 20 de ani, nu? Și, da, cu toate astea te-ai descurcat, da? De fapt, să știi, Simona, și noi în facultate, generația mea și mama, o să-ți spună, noi nu aveam bani, dar eram mai prieteni, eram mai uniți, eram mai... împărțeam, eu știu, prăjitura în trei, dacă era cazul. Acum e mai multă... eu știu cum să-i spun, nu știu cum să spun, uite, nu-mi vine termenul, oamenii stau izolați, nu îi interesează de cei de lângă ei și uite unde s-a ajuns, nu? Să sperăm la și mai bine. Să sperăm la și mai bine, da. Spune-mi, te rog, și în perioada studenției ai avut concerte? Da, am avut enorm de multe concerte și concursuri, ca și în România. În Anglia, la fel, profesorii ne spuneau că trebuie să participăm la concursuri, concertele care erau aproape în fiecare lună. Mergeam, eram invitată să cânt într-un concert, că era oratoriu sau recital de liduri. Concertele erau obligatorii. Eu am înțeles că tu, de fapt, în București, la conservator, ai studiat mai mult lead. Tu erai pregătită ca să faci lead și după aia, în Anglia, ai făcut și altfel de adică ai fost pusă să faci roluri și roluri foarte serioase, am văzut. Așa e? Lidu e lid, vreau să știe telespectatorii. Lidu e un cântecel, părintele lidului este Schubert, care a compus o mulțime de liduri. Lid înseamnă cântec în limba germană. Da, ei, lidu este o formă muzicală scurtă, dar tu ai trecut pe roluri foarte serioase, te rog. Da, fiecare cântăreț trece prin arii antice, prin liduri, deci este un... mers, obligatoriu, da, exact. Obligatoriu, da.
Deci eu când am mers în anul întâi, am început cu ariile antice la college. După ce deja fusesem în toate Anglia și cântasem Nucio Sila, a trebuit Să să vezi iau o iarăși lină. de la început. Și ăsta este Mersul firesc a unui. firesc, da. Sigur că da. Bun. Care a fost cel mai important sau cea mai importantă apariție a ta pe o scenă mare în cadrul unei opere, adică un rol important pe care l-ai avut tu? Îți mai aduci aminte? Toate, toate Toate au sunt fost. din. Dar prima dată când ai făcut un rol de serios, uite că nu mă exprim bine, că toate au fost serioase, dar așa un rol care să te țină pe scenă mai mult. Cred că Sora Angelica, în concert a Un fost concert. Sora Angelica de Puccini. Puțini, puțini, da. Eram foarte, foarte tânără când mi s-a oferit această operă în concert. Nu a fost o producție regizată, era o prezentare în concert în Polonia. Și a fost foarte satisfăcător. Am văzut că și Mimi ai cântat tot din Boema lui Puccini. Deci, Mimi, sigur, la Covent la Garden, Covent Garden, da. și în Germania, în Rusia, tot Mimi. Sigur, prima dată când am cântat Mimi la Covent Garden, am fost dirijată de maestru Papano, Antonio Papano, care este și mentorul meu, la fel, care m-a încurajat enorm și m-a învățat enorm. Am văzut din Paiațe, ai avut rol în Paiațe, care este una dintre operele mele favorite, că e foarte greu de cântat, să știu eu, un cavallo, nu? Foarte Leu, greu. Da, foarte greu de cântat, din câte știu eu nu sunt cântăreață de operă, dar ascult și îmi dau seama, nu? Un rol da, greu ai avut. este un rol pe care îl iubesc atât de mult. Are absolut tot, absolut și dramatic și puțin comic și Și profunzime și tot ce vrei. tot, absolut tot. Poți să arăți, paleta Și e. niște fraze muzicale excepționale, dar trebuie să le asculți, că sunt excepționale, într-adevăr. Da, tu ai avut foarte, foarte, foarte. Dar tu ai cântat și Britain. Hai să ne ajungem și la Britain. Da, Britten, Benjamin Britten, enorm de mult iubesc acest compozitor și Turn of the Screw, opera în care am cântat The Governess, da? La Colegiul Regal, unde am fost regizată de marele maestru John Copley, care a regizat atâtea și atâtea opere la Covent Garden și peste tot. Am învățat enorm, enorm de la dânsul. Un maestru, într-adevăr. Deosebit. 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 Pentru că când ești pe scenă, trebuie să știi. Sunt atâtea lucruri. Nici nu pot să explic. Mi-e greu să explic. Cum trebuie să te simți pe scenă, cum trebuie să fii pe scenă, cum trebuie să. Cât de familiarizat trebuie să fii cu tot ce este în jurul tău. Și singurul fel în care poți să înveți este să fii Să pe fii pe scenă scenă, sigur că da. cât poți de mult. Cum stai cu emoțiile pe scenă? Oh, emoțiile Tot timpul. sunt tot timpul, dar Dar trec imediat, le con cu sigur. le controlezi în momentul în care pășești, deja nici nu mai știi, uiți atâta, sunt în rolul respectiv, că nu Păi uiți. un cântăreț de operă, un solist, cum ești tu, trebuie să facă, să facă și cursuri de teatru. Ați făcut cursuri de teatru, pentru că, de fapt, opera ce este? O piesă de teatru, să zic așa, simplu, de tot pusă pe muzică. Și ai jucat într-o piesă, într-o operă de a lui Wagner? Nu, Nu. Wagner încă nu. Este foarte greu, probabil, dar mie îmi place grozav. Wagner este compozitorul meu iubit tare. Dar
E greu, Wagner. Spune-mi, te rog, ați făcut și cursuri de teatru la conservator, nu? Sigur că da. Sigur, am făcut. Fac parte dintr-o fundație care invită studenți să facă parte dintr-un curs special. Deci Sir Tom Allen, marele bariton, are o fundație nemaipomenită care se numește Samling Foundation, unde invită studenți care sunt în ultimii ani la conservator, îi invită într-o săptămână să urmeze un curs special în nordul Angliei, unde sunt invitați o grămadă de artiști nemaipomeniți și actori. Foarte interesant, da. Eu am fost invitată acum mulți ani, când eram în ultimii ani la colegiu, și am avut marele noroc să învăț să recit un sonet de Shakespeare de la marea Barbara Lee Hunt. Este o actriță care a jucat în filmele lui Hitchcock și împreună cu soțul ei, tot actor, ne-au învățat cum să recităm sonete de Shakespeare. Deci, printre alte lucruri, am învățat cum mișcare scenică, o grămadă. Deci ai o săptămână este o săptămână întreagă în care cânti, înveți de la unii, de la ceilalți, e nemaipomenit. Și am fost norocoasă să învăț, să fiu invitată. Nici nu cred că ți-a fost greu să înveți, pentru că tu ești înzestrată de Dumnezeu cu calități care te ajută să treci ușor peste aceste lecții, să le spun așa. Bun. Vreau să-mi vorbești despre activitatea ta de cântăreață de operă de acum, pe pandemia asta. N-avem cum să nu pomenim cuvântul pandemie, că văd că predomină întreg mapamondul. Cum te descurci în această perioadă, Sabina? Simona, Sabina e mama, da. Te rog, Simona. Păi, deci trebuie să vă spun, înainte, câteva luni înainte să se închidă totul, da? Am fost extrem de ocupat, am avut debutul la Bayerische Staatsoper în München, am fost în Israel, am venit la Covent Garden, după care în februarie am mers la Sydney, unde am cântat în Carmen. Asta știu că a stat mama cu băiatul tău și tu ai plecat în America, așa, da, așa. Și tot, deci m-a apucat pandemia, a început cu mine fiind la Sydney, de fapt. Și eram blocată, ca să spun așa, de-abia așteptam să... toată lumea încerca să găsească un bilet de avion ca să mă aducă înapoi la Londra, acasă cu ai mei. Iar de atunci, repet în fiecare zi acasă. Doar repeți, de cântat nu cânti nicăieri, că nu se cântă pe nicăieri, se pare că, nu? Nu, sunt câteva locuri, dar foarte puține. A început lumea să se vaccineze la voi? Da. Da, da, da. Dar sunt și mulți care nu vor să se vaccineze, da? Ca peste tot. Da. Ca peste tot. Nu știu, aici în Anglia toată lumea, majoritatea vrea să se vaccineze. Dar am înțeles că e un nou virus care bântuie pe la voi pe acolo și lumea de aici e speriată de virusul cel nou. Da, de-abia aștept să se termine și să... Sigur. Și stai cu mască pe față când ieși din casă și așa mai departe, nu? Da. Ar fi trebuit să merg în Austria în decembrie să cânt Amicul Fritz, dar a fost... Închis peste tot, da. Achis, da. Da. Și soțul tău este profesor de vioară, da? Da, soțul meu este violonist. Soțul de vioară. Da. Și în perioada asta nici el n-a putut să lucreze cu copiii, nu? Pentru că tu lucrează online, este online în fiecare zi.
Lucrează online, dar se poate lucra online la vioară, cu oia mari, da, dar cu cei mici, cărora trebuie să le așezi mânuța pe arcuș da. Și cu ei e foarte greu, foarte greu. Hm? Este, nici nu știu ce se întâmplă, în special în lumea artei, al zilele și lunile. Acestea este de nedescris. De-abia aștept să se... Să se liniștească totul și să ne intrăm într-un ritm. Dar când o fie asta, Doamne ajută, sigur că asta ne dorim să terminăm odată cu separarea asta, că suntem separați, vezi? Suntem speriați aproape unii de alții. Înainte când ne vedeam, ne pupam, ne îmbrățișam și acum asta la o parte, în mod instinctiv, parcă îți vine să le la o parte și pe soțul tău acasă când se apropie de tine. Stai că e pandemie, știi? Foarte greu, e foarte, foarte greu. Dar spune-mi, Simona, totuși, cum te-ai acomodat tu, iau iar da capo, cum te-ai acomodat tu la 19 ani, fără mama, fără noi, cu tine, când am spus noi, mă refer? Mama a fost extrem de, la început, pot să spun așa, îmi era dor de familie, dar în afară de asta m-au acceptat cei din Anglia ca pe a lor. Deci n-ai simțit niciun fel de... O familie enormă în care am fost luat așa în brațe fără niciun fel de... Câți ani ai de când ești plecat acolo? De câți ani? Din, să spunem, 97. Din 97. Oho, ai ceva timp și îmi place că n-ai căpătat niciun pic de accent. Vorbești românește foarte bine. N-am căpătat accent, dar încă trebuie să... Dacă vorbești acasă cu... Copilul vorbește românește, copilul tău? Vorbește cu bunica, puțin. Bunica, puțin. Când e aici mama mea, atunci... Că soțul tău nu e român și nu știe românește, deși acasă tu trebuie să vorbești englezește, da? Da, da. Asta e. Dar spune-mi, care e condiția, eu știu dacă e bine întrebată așa, condiția artistului, cum e privită arta adevărată și la voi în Anglia? Pentru că vezi tu cam șchioapătă ideile bune despre artă în general. Eram, înainte să vin în Anglia, primul festival Enescu, care a fost după Revoluție, în care deci absolut toți cei mai mari maestri ai lumii au venit și mi-aduc aminte că puteam să intrăm chiar și fără bilet. Dacă eu eram la liceu eram și puteam ne strecuram. Intram și fără bilet, nici nu știu cum îmi aduc aminte, am învățat anul Barbara Hendricks, Radu Lupu venise, Yehudi Menuhin, Barenboim, deci toată pleiada de mari artiști, așa este. Toți mi-aduc aminte și am mers aproape la fiecare concert. Arta este foarte admirată aici. Enorm de admirată, dar într-un fel diferit de cum este la noi. Nu știu, nu pot să pun degetul exact pe ce. Mi-aduc aminte când eram elevă, ne duceam, ți-am spus, la liceu Enescu acum, atunci era liceul 2, mergeam la repetițiile generale, că și la festivalul de Enescu. Menuhin, Oistrakh, Stokowski. Noi mergeam și seara la concert, noi ne împrieteniserăm, noi spun eu cu o prietenă de-a mea care acum e în Israel, cu portarul de la Ateneu și dădeam acolo cât aveam și noi și ne lăsa să intrăm în sală. Dar era aglomerație imensă și nu veneau numai muzicieni, adică copii de la liceu de artă, veneau copii de la toate liceele, vreau să... Acum a mai scăzut dorința asta de a asculta muzică clasică, chiar unii au așa o rezistență. Mă uit la elevi, nici nu vor să audă, nu înțeleg de ce. De fapt, eu știu, poate înțeleg, dar nu vreau să spun. Nu, eu cred că totul trebuie să înceapă din... Copilărie. De la grădiniță. Așa este, așa este. Deci, dacă ai
să spunem, nici nu trebuie foarte mult, 10 minute pe zi, dacă un copil ascultă un anumit gen de muzică, oricare ar fi acela, copilul rămâne cu aceea memorie și crește asta este în sistemul lui ce a ascultat. Păi da, asta am spus mereu, educația muzicală, mă refer la muzica clasică, se face din copilărie. De când știu că tata Dumnezeu să-l odinească, mă chema de la copii să ascult, că nu aveam nu știu ce aparatură ca pe vremea mea, ce se dădea pe la radio. Și eu băteam din picior că vreau să mă duc la copii și mă obliga să ascult muzică clasică. Și în felul ăsta a devenit pentru mine condiție sine qua non să exist. N-aș putea fără. Asta e. Deci educație din familie. Da. Sabina, când vii la București? Bună. Da, o întrebare. Iar Sabina, Simona, deci Sabina sunt sigură că acum e cu gândul la noi. Așa îmi transmite gândurile ei, da. Simona, când ți-ai propus? De fapt, când v-ați propus să veniți toți trei aici, la București? În fiecare vară, venim și mergem ori la munte sau la mare, n-a fost niciodată. De obicei mergem la Brașov, Sibiu, Sighișoara. Anul trecut n-am putut. Sperăm anul acesta. Dacă se termină cu pandemia, nu? Dacă se termină cu pandemia. Foarte neplăcut. Da, pentru că acum călătoriile sunt mai foarte greu de... E foarte greu să călătorești. Păi e greu, că poți să ieși un virus din avion, dar trebuie să stai în carantină, lumea se ferește de tine, aoleu, e venit în Italia, e venit în Anglia, stăm la distanță. Nu știu, parcă prea se exagerează, dar nu vreau să discut despre asta, nu noi decidem. Să sperăm că o să se termine cât de curând. Și eu sper să se termine cât de curând. Dacă ne vaccinăm, poate de Dumnezeu să ne scape. Spune-mi, te rog frumos, ce ai vrea să le... sau ce le propui de spectatorilor în această seară dintre piesele tale pe care le-ai cântat și le cânti așa de frumos? Ce să le oferim telespectatorilor? Te-ai gândit? Nu, nici nu m-am gândit. Că mi-ar plăcea să asculte mai mult în seara asta. Mi-ar plăcea Traviata, mi-ar plăcea Minid în Boema, mi-ar plăcea Leon Cavallo. De fapt, orice mi-ar plăcea, că tu pe toate puțin, le cânti super. Puțin din Paliaci ar fi frumos. Da. Foarte frumos. Și deci, fără să știu, și ție Paliaci... adică și pentru tine Paleaci este așa o lucrare de suflet, nu? Și pentru mine la fel. Fantastic. Dar nu vreau numai Paleaci, vreau și alte lucruri. Bun, o să ne hotărâm după, dar îți spun, mi-ai făcut o foarte, foarte, foarte mare bucurie cu prezența ta la această emisiune, Simona. Ce îți propui să faci mai departe? Mă refer în calitate de solistă de operă. Cu voia lui Dumnezeu mă întorc la Covent Garden în iunie cu Boema din nou, în Mimi, după care în Spania, iarăși Mimi și la Sydney din nou, să continuăm unde ne-am oprit anul trecut din cauza pandemiei. Urmează continuarea show-urilor Carmen. Carmen? Da? Din nou, da. De ce? Și Carmen. Unde vor cânta rolul Micaela. Îți spun o întrebare cam banală, dar îți spun această întrebare. Sunt plătiți bine artiștii la Londra? În Anglia? Iartă-mă că pun această întrebare, nu-mi place să discute. Așa, la modul general vreau să spui doar. Da, presupun. Da. Sunt bine plătiți, dar dacă cineva se apucă să cânte pentru bani, să... Sigur. Nu e cea mai bună idee. Nu, dar ăla nu e un artist adevărat care cânt. Da, nu. Sabina, Doamne, nu se poate, Simona. S-a terminat emisiunea, sunt aproape 50 de minute și eu vreau să pun și niște fragmente din...
lucrările tale. E prima noastră emisiune, te felicit în tot sufletul, mă bucur mult că existi pe lumea asta, chiar dacă așa de departe, aștept să vii la București, să ne vedem, să ne cânți. Salutări familiei tale, aștept un recital de-al băiețelului tău la vioară, da? Și să dea Dumnezeu să fie bine și mă bucur, stimați telespectatori, de câte ori am posibilitatea să vă ofer persoane ca mama Simonei, doamna Sabina Ivașcu, pe care ați cunoscut-o săptămâna trecută, pe Sabina, care amândouă niște persoane cu totul deosebite, care înseamnă cărți de vizită pentru România. Aș vrea să vină mai mulți români de-ai noștri, excepționali, la noi aici acasă, da? Asta este situația. Simona oricum se simte acasă oriunde, pentru că un artist de talia ei este peste tot acasă. Simona, te sărut cu mult drag și aștept să ne vedem. Te sărut cu mult. Mulțumesc din tot sufletul. La revedere. Numai bine. La revedere, stimați telespectatori.